Gam Balkan, o comunitate a iubitorilor de natură și călătorii cu mașina din Ostrava, Cehia, a dat strigarea și s-au aliniat la start pentru o călătorie off-road, un număr impresionant de rable, adică niciuna cu valoare mai mare de 1000 de euro. Călătoria pe patru roți are valoare de anduranță, adică cine rezistă mai mult fără servis și intervenția echipelor de suport. Peste 400 de persoane s-au îmbarcat în mașini din mai multe localități ale Cehiei pentru un traseu de peste 1000 de kilometri, trecând prin Slovacia, Ucraina și România. Destinația finală este localitatea cehească Ejbantal, acolo unde a avut loc un festival al berii și al preparatelor culinare cehești. Tak je to česká vesnice, kluky už teďkom známe a jsme tady popáté, máme to tady rádi, lidi jsou tady nadšení z toho, takže a česká vesnice, my jsme Češi většinou, takže z tohoto důvodu. Am ales destinația finală a Ejbantalu pentru că noi suntem cehi și am venit tot într-un sat cehesc după aproximativ 1000 de kilometri și ne-am întrebat de acest loc. Zer se vam za rumunsku, jako, co si myslíte o rumunsku, nebo jak jste se známili s rumunskem a co se o to myslíte? Rumunsko je úplně skvělá země, je to civilizovanější než jiné země Balkánu. A je to tady úplně krásné, příroda je dokonalá, lidi jsou zlatí. Romania je o țară foarte frumoasă, cu foarte multe atracții și sunt foarte multe locuri de vizitat. Avem evenimente cum Balcan care trec prin o parte mai mare a României decât această ediție. Unul dintre reprezentanții comunității locale, fiul al satului care face să renască o comunitate și reușește să atragă cei mai mulți străini, Tiberiu Pospișil, spune că cehii sunt mari iubitori de natură și vin în mijlocul localităților cehești din România cu dorința de a afla povești despre oameni, locuri, tradiții, meșteșuguri, direct de la cei care le vorbesc limba dincolo de granițele țării. Acest eveniment este la al patrulea an, în fiecare an sunt trei ediții, adică este o ediție de iarnă pe zăpadă în februarie și două ediții de vară. Iarna vin în jur de 400 de persoane, iar vara sunt două ediții a câte 800 de persoane, câte 400 de mașini. Adică acest eveniment aduce în jur de 2000 de oameni la Ejbantal o dată pe an. Cam câte zile ține acest eveniment? Este un eveniment care ține, sunt trei ediții, câte o zi, o seară. O seară aici este finalul. Ei încep în Cehia, au 40 de puncte până în România, trei prin Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croația, Bosnia, Serbia, România și finalul este la Ejbantal. Și atunci asta e ultimul final, au fost de o săptămână pe drum, este ultima zi pentru ei și este ultima zi unde se distrează și încheie evenimentul. Acțiunea de la acest sfârșit de săptămână anticipează marele festival al cehilor organizat tradițional în luna august la Ejbantal, atunci când sunt așteptați să sosească în zonă peste 1000 de cehi, alături de vedete din lumea muzicii și diverse alte persoane cu notorietate în societatea cehă. Călătoria va fi efectuată cu trenul până la Orșova, iar de acolo organizatorii pun la dispoziție diverse mijloace de transport pentru oaspeți.